Bună dimineața! Astăzi este luni și m-am gândit să filmez un nou videoclip pentru voi. Cred că voi avea câteva activități cel puțin interesante de făcut pentru ziua de azi, dintre care prima activitate va fi să îmi prepar micul dejun și anume la micul dejun vreau să fac porici. Vă voi arăta rețeta mea și sper să o încercați și voi. Sper să nu vă deranjeze mașina de spălat de pe fundal, dar nu pot să o opresc acum. Și haideți să trecem la rețetă, să vă arăt rețeta mea de ovăz. Am pregătit un recipient în care voi pune laptele la încălzit. Nu știu exact să vă spun cantitățile, deoarece eu nu fac absolut niciodată după cantități precise, ci fac după ochi. Nu este greu deloc și veți vedea și voi cum voi proceda eu, iar apoi veți putea aproxima cu ușurință. Pun laptele, după cum v-am spus. Cred că e de ajuns. Acum voi lăsa laptele la încălzit, iar când se va încălzi bine, bine de tot, atunci voi adăuga ovăzul. Acesta este ovăzul pe care eu îl folosesc de o perioadă îndelungată de timp. Știu că există de altfel și anumite gustări așa la pliculețe care ar fi mai rapide, însă eu prefer această metodă clasică și sunt doar niște fulgi simpli de ovăz. Există o variantă de ovăz cu fulgi mai mari, dar eu îi prefer pe aceștia fin. De asemenea, am pregătit o lingură cu care voi amesteca ovăzul în laptele călduț. Focul este mic la aragaz și pe ochiul cel mai mic disponibil. Pentru că dacă îl puneți la un foc mai mare, se va arde și se va lipi de fundul vasului în care îl face și nu ne dorim asta. Apoi începem să adăugăm ovăz. La fel, pun după ochi. Cam așa arată ovăzul în acest stadiu. Și voi continua să amestec. Am oprit focul și vă puteți da seama de consistența creată. Este pur și simplu o pastă, mie așa îmi place, așa îl prefer. Cred că e o idee cam mare bolul acesta, dar nu contează, important e să nu fie prea mic. Acum vom turna acest amestec rezultat. Așa arată momentan ovăzul nostru. Acum putem interveni cu fructe, chiar și fructe confiate, semințe, diferite arome. Puteți pune zahăr, eu nu pun de obicei zahăr, dar haideți să vă arăt ce ingrediente folosesc eu. Am adus ingredientele și avem așa, cranberries, care cred că sunt merișoare. Le-am găsit prin casă și am zis că se potrivesc bine. O banană, cheese scorțișoară, adaug scorțișoara. Puneți la fel după gust. Mie îmi place foarte mult scorțișoara. Și gata, așa arată ovăzul nostru. Poftă bună! Am aranjat puțin și acum vreau să încep să fac curățenie prin casă.
Voi încerca să filmez cât mai multe cadre, astfel încât să vedeți și voi mai bine ceea ce urmează să fac. Deci să trecem la treabă. Spus că mă pregătesc să fac curățenie. De atunci au trecut câteva ore bune. În momentul acesta este ora 6:30. Am cam obosit cei drept, dar mă bucur că am reușit să îmi rezolv toate lucrurile pe care le aveam de bifat pe listă. Iar acum o să mă ocup puțin de teme, de citit. Cam asta va fi activitatea pentru următoarea oră. Chiar dacă vacanța de Paște aproape e aici, eu încă mai am câteva lucruri de rezolvat pentru facultate, mai am încă de trimis câteva teme. Azi și mâine trebuie să mă ocup de acest lucru. Tocmai ce am terminat de trimis și făcut o temă la italiană, iar acum voi mânca. Probabil voi face câteva exerciții și apoi mă bag direct la duș. Sincer să fiu, am obosit și m-am trezit și de vremea asta și-i drept, pentru că am avut cursul de la 8, dar sper că vă place ce am filmat pentru acest videoclip. Îl găsiți simpatic. Dacă da, nu uitați să vă abonați. Aștept un comentariu de la voi cu orice vreți
Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!